Domnule Talpan, dumneavoastră a spus mai devreme că în viziunea dumneavoastră Ministerul Apărării a trebuit să înființeze o nouă echipă cu acest brand, Steaua București. Da. Au trecut 25 de ani de când a căzut comunismul. Ce spuneți dumneavoastră ține fix de o societate comunistă. Armata română face parte din Alianța NATO și suntem siguri că atunci când Armata română participă la alte exerciții cu alte armate din NATO, nu mai găsim armata americană să fie proprietarea lui New York Rangers sau armata belgiană a lui Anderlecht. Deci ceea ce spuneți dumneavoastră este o chestiune care nu ține de o societate capitalistă la un sfert de veac de la căderea comunismului. Am înțeles ce spuneți dumneavoastră, dar asta ce înseamnă? Că noi trebuie să dăm acest brand unei societăți private pe zero lei? Nu. Eu spun că ce spuneți dumneavoastră este absurd, că nici dorința lui Gigi Becali de a avea acest brand uriaș pe gratis este la fel de absurd și trebuie găsit o cale de mijloc. Dar armata română să-și înființeze o nouă echipă care să meargă în Champions League este de râsul curcilor. Nu poți să te duci în Champions League și cum niște ofițeri de la Popotă se duc și se întâlnesc la dineul oficial cu niște patroni de la Real Madrid sau FC Barcelona. Este absurd, nici măcar în Kazahstan nu se mai întâmplă așa ceva. Eu zic că mai sunt încă echipe în Europa care... Nu mai există niciuna, domnule Talpa, nu știu cu ce vă ocupați dumneavoastră în rest, dar nu există nicio echipă de fotbal care să fie unei armate în Europa civilizată. Eu zic că mai sunt echipe. Nu puteți să nominalizați niciuna. La legi nu mă bag cu dumneavoastră, dar la echipe de fotbal nu vă băgați nici dumneavoastră.